Salutare, prieteni! Astăzi curățăm centrala după un an de zile de folosit. Curățați foarte bine toate zonele astea, după care scoateți cenușa, curățați ușa. Asta este o centrală cu gazificare. Are ventilator. Capacul, să ajungi la ventilator și la fumuri, este acesta. Desfaceți capacul ăsta, ajungeți la fum. Am un aspirator, o să vă filmez. O să curățați bine fumurile aici. Racordul flexibil, desfăcut, curățat bine până în exterior. Coșul pe exterior, bineînțeles. Și nu uitați de filtru Y. Acesta este filtru Y. Ia uitați câtă mizerie are în el. Ia uitați. Da? Deci dacă ăsta nu e curățat, nu o să mai ai debit la pom și nu o să închidă, nu o să încălzească foarte bine caloriferul. Acolo se află filtrul Y de la mine. O să curăț și țevile după ce curăț aici. Închideți robineții a doi. Ar trebui să aibă doi robineți, unul stânga, unul dreapta. Închideți pe amândoi ca să puteți să desfăceți această minunăție de piesă. Dacă v-a plăcut genul ăsta de video, lăsați un mesaj și mai postez videoclipuri de genul. Până data viitoare, inedit video! A, uite ce avem aici! A, cenușa! Aia spaleții de la ventilator, cum spunea cineva, trebuie curățați, dat cu spray de gripan, după aia cu spray de ungere, că scârțe, pârțe, ihu! Ihu! Se dă drumul la sculă. Să vedem ce aici. Ia uitați aici ce e pe coș. Ia! Deci aveți mare grijă. Aici aproape că am curățat. A? Poate nu intrați. Păi inedit video. Poate nu intrați. Iu! Toată mizeria asta, toată funinginea a ieșit după coș. Nu e de acolo, de la focar. Este după coșul ăsta. Deci, mare grijă. Curățați bine coșul de fum. Am gresat și ventilatorul. Ehu!